Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale a stabilit și o serie de reguli după care se va desfășura scrutinul din data de 9 iunie. Alianța electorală PSD-PNL va funcționa doar pentru susținerea reciprocă a candidaților comuni de pe lista pentru Parlamentul European. În schimb, pentru alegerea primarilor, consilierilor locali și județeni și a președintelui Consiliului Județean, fiecare partid merge cu liste proprii. Invitatul emisiunii Hunedoara în direct, și anume primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu, a declarat că în județul Hunedoara această alianță electorală pentru europarlamentare este salvarea PNL-ului. Comasarea alegerilor, dar liste comune. Cum percepeți acest lucru? Eu nu sunt de acord. Eu am zis corect, ar fi fiecare cu treaba lui. Pe forțele lui. Din punctul meu de vedere, considerăm că atragem, salvăm Partidul Național Liberal, care stă foarte prost în sondaje, inclusiv Dacă vă aduceți aminte, când a fost congresul Partidului Social Democrat în județul Hunedoara, am și pus întrebarea atunci, în cadrul conferinței de presă domnului președinte, dacă ar fi să se meargă pe liste comune, s-ar alege doar pentru a salva Partidul Național Liberal? Și ce a zis domnul președinte? Că nu dorește să salveze. Ei nu sunt puși pentru a salva. Dar o declarație politică de la nivel național n-o să obțineți așa. Eu vă spun părerea mea. Proprie și personală. Clar că salvăm Partidul Național Liberal. Clar. Păi, vreau să mergeți la vot și votați cu... În municipiul Hunedoara, în momentul de față, contracandidat... Și ce veți face? Ștampila pe cele patru buletine, că domnul primar zice, dom'le, dacă ai avut încredere în mine, dacă consider că mi-am făcut datoria față de dumneavoastră și dacă doriți să continuăm, votați peste tot. Păi și la europarlamentare te întreabă respectiv domn primar, iartă-mă, am uitat ceva. Pe cine al cincelea buletin, ce fac acolo, că sunteți împreună? Mister, pune și acolo ștampila. Vezi că și PSD-ul acolo. Și dacă primarul va avea un rezultat foarte mare, ce ziceți? Va avea și lista respectivă? Va avea. Considerați din punct de vedere este politic valabil, fost... Este valabil și în orașele unde liberalii stau foarte bine. Da, este Clujul, să spunem viceversa. Este viceversa, sigur că da. În județul Hunedoara, Aradul, sunt Clujul, Arad, Oradea. În județul Hunedoara, deja patru primari liberali au trecut la Partidul Social Democrat. În județul Hunedoara e o salvare 100% a Partidului Național Liberal. Nu există altă explicație. Cine vă spune altceva, oricum îl credeți și oricum îi mai puneți câte întrebare.